Una dintre principalele marcatoare ale Târgoviște în confruntarea de la Satul Mare a fost Florentina Diaconu, jucător admițând că în ciuda rezultatului pozitiv obținut sâmbătă în fieful echipei lui Dan Flășăriu, au existat momente în care jocul prim-divizionarei dâmbovițene a lăsat de dorit. Coordonatorul dâmbovițancelor este convins că soarta dublei manșe nu este încă decisă. Primele meciuri, sau după primele meciuri oficiale, cum te simți la Târgoviște? Că deja miza fiind altfel, probabil că ai și alte păreri decât cele din meciurile amicale. Vă dați seama că am început să începem să ne revenim puțin. E ok, e bine că e atmosfera super ok. Ca meciuri oficiale, cel am avut doar pe cel din Alba Iulia, e un pic, încă nu ne-am revenit, să zic, 100% cu ce ar trebui, ce ar însemna apărare, atac, să închegăm o echipă în adevăratul sens al cuvântului, dar mai avem puțin de lucrat. Ultima întrebare, în dubla asta manșă cu Satul Mare, cum vezi tu Târgoviștea, cu ce șansă pornește, cu prima sau cu a doua? N-aș putea să spun, pentru că este un pic greu, mai ales primul meci, jucând și la ele acasă. Vă dați seama că eu vreau să plece cu prima șansă, clar. Dar e puțin greu, nu pot să zic că nu. Se va decide la Târgoviște? Noi sperăm să decidem din primul meci la ele. Dar dacă nu vom reuși, încercăm să decidem acasă, clar. Și tehnicianul Florin Nini este convins că lucrurile nu s-au rezolvat în ciuda rezultatului pozitiv înregistrat pe terenul echipei din Satul Mare. Indiscutabil, e un meci care se încheie după cea de-a doua manșă. Indiferent dacă noi câștigăm acolo, vă dați seama că nu putem vorbi de o diferență de, știu, 20 de puncte, ceea ce a fost cu Alba Iulia. Datele probleme sunt total diferite. Au 3-4, iau și ele jucătoare care sunt la echipa națională a României, au și ele jucătoare transferate, jucătoare americane care au experiență în Europa, jucătoare care au mai jucat în campionatul românesc, ceea ce înseamnă că au cunoștințe despre jucătoarele noastre. Deci nu, nici vorba. Această calificare, care este foarte, foarte grea, se tranșează după cel de-al doilea meci, indiferent de rezultatul primei întâlniri.